Bună ziua, mă numesc Elvi Sancu, sunt de la Asociația Mai Bine din Iași și împreună cu colega mea, Andreea, doamna Andreea Baga de la CTP, suntem contributul la lansarea tramvaiului verde, un proiect parte din un proiect mai mare pe nume Iașul Verde, ce include recondiționarea unui și reamenajarea unui tramvai companiei de transport public din Iași. Proiectul în sine, deși a fost destul de scurt, de o durată de 3 luni de zile, am încercat să implicăm tineri artiști din Iași, care să contribuie cu ilustrații, cu mesaje, care să ne aducă aminte de momentul în istorie în care suntem acum, și anume cel al unei urgențe climatice, dar chiar și mai mult al rezilienței climatice. Un termen pe care mulți dintre noi încă nu suntem familiari cu el, însă încet, încet, cred că îl vom auzi destul de des. Și cumva prin proiectul ăsta am încercat să aducem în atenția și a tinerilor, dar și a tuturor persoanelor din Iași, importanța adaptării la schimbările care au loc acum în lumea în care trăim. Da, să nu uitați, menționăm că proiectul e realizat cu finanțare de la primăria municipiului Iași și ne bucurăm că s-a întâmplat, da. Mulțumim foarte mult companiei de transport public Iași pentru deschidere și colaborare. Mulțumim Silviu Sanciu de la Tramvaiul Iași, care ne-a fost foarte de mare ajutor. Și artiștilor, nu în ultimul rând, da, care au contribuit cu lucrările și cu creativitatea lor. Și Tramvaiul Verde este cel de-al doilea proiect grafiti al companiei de transport public și cu partenerii. Aduce un mare plus valoare transportului public din Iași. Ne bucurăm pentru că ni se alătură asociații care susțin transportul public și în special transportul ecologic, ceea ce facem și noi încă de la începuturi. Compania de transport public mulțumește foarte mult asociației Mai Bine pentru toată colaborarea și pentru acest proiect dus foarte bine la bun sfârșit. Și, bineînțeles, asociației Tram Club pentru tot efortul pe care l-a făcut și acum și face de peste 8 ani. Mulțumim! Aș vrea să mai adaug o scurtă informație legată de un suport de biciclete pe care l-am montat în tramvai și care permite transportul doar unei biciclete cu tramvai. Pentru cine o să fie nevoit să o facă, să spunem, la un moment dat, dacă două, sau vremea nu e favorabilă.